www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Dar
Alte venituri care s-au încasat din învățămintea instituțiilor Sfântul Boateni și politicii de la Sfântul din Măzără de Boro, după 100.000 noi realizate, 2.500 de cea mai mare mamă poate de aceste cheltuieli sunt o clasificație economică. Deci, total, sunt cheltuieli de pe total. Deci, realizați în procent de 90% în suma totală de 10.000 aproape 10.000, ne reprezintă salariul la învățământ, 37.000 reprezintă salariul de la oameni în general. Bunuri și servicii. În buget 7.703, pe realizat 6.149, 49%, dobori 356, plătit 346, 97%, subvenții 860, plătit proiectul executiv de 847%, transferuri pe date 796%, alte transferuri, cei Ponderea acestor cheltuieli, după dat cheltuieli, observăm că cea mai mare au fost cheltuieli de personal,
acasă, că se zic vorba despre defecții și transportul 2745, realizat 2773,25, cu ponderea acestor acum facem o comparație între trimestrul 2 la 2012 și trimestrul 2 la 2013. La sfârșitul perioadei, trimestrul de mandat și la sfârșitul la 36-2012. Deci venitul totale în 2013, 30.000 realizați 554, la sfârșitul perioadei în 2012, doar 23.387. Deci, ea le-a 130%, o diferență de 7 milioane de lei, a fost aproape 7 de miliarde de lei. Venituri proprii, 14.192 realizate la 36.213, la 36.212, 12.083, aproape 20 de miliarde de depășit, un procent de 106,46%. Cheltuieli 23.961, realizate la 6, 2.997, scurt, este 1%, dar și diferența foarte mare de venituri a permis ca și cheltuieli să fie mai mari. Un excedent la 36.2013, 6.593, față de 3.196, dar din care învățământul a ieșit și va fi plătat, 3.500 la 36, deci o diferență, cum am spus, de 3 milioane în cont, față de aproape 500.000, 5 miliarde, ca să știți pe oare de trecut. Pe din 3.190, minus învățământul, doar 500.000 de lei, era un cont la 36.2012. Veniturile, cum s-au realizat? Deci, așa cum am spus, veniturile totale în procent de 130%, veniturile proprii în procent de 133%, sumele bancate din TVA 3.996, 966 la 3, la 2013, 10.506 în 2012, 131%, subvenții pentru fondurile pentru PIB, 180.000 față de 149.000. Alte subvenții, 224,498, acestea sunt subvenții pentru salvare, alte 10,22. Deci cheltuielile totale au fost de 23.961 față de 20.997, dar partea cea mai importantă, plățile restante. Deci dacă la sfârșitul perioadei din 2013 aveam datorii doar de 857.000, la 36.2012 erau datorii de 7.357.73 miliarde. Datorii din care spunitor ne-a citat 545 față de 3.602%. Deci, astea erau oare ratele care au fost declarate, înregistrate. Pentru că aici avem sumele care le-am primit pentru achitarea acestor alienate, pe fiecare perioadă în parte de 6.147.000 în septembrie, 4 milioane în octombrie, am mai primit încă 1.500.000 pentru achitare gaz. Plata relată la PSR A la 3.645, mai e la CZ, deci o sumă de 15.600.000, la care a răzutat cu celălalt de 7 milioane și ceva. Deci erau peste 230.000.000, deci datorii la sfârșitul perioadei din 2016. Am primit și o situație de la serviciul de consultație. Venituri încasate la 30.06.2012, la 30.06.2013. Sperăm că absolut la toate sunt depășite. Venituri totale, nu vorbim de total de niciodată, nu facem nici de fost analizată. Venituri totale 10.502 la 36.2012, realizat în
36-2013-2037-2038, în procentul 17%, cote de parcare din impozitul de venit 110%, impozitul state de proprietate 3279 față de 3853, și sunt de parcare fiecare în parte, venitul din concesiuni 500 ori realizat 983, deci un procent de 193%, aproape dublu față de perioada anului trecut. Amenzi, penalități, confiscări, 338-431, deja realizat acum, și alte venituri 895, un procent de 10%. Mă scuzați, comisie. Ați favorat. Discuții de acestea. Să pun la vot cine este pentru, cine este împotrivă. www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei.